Conform ministrului Finanțelor Publice Gheorghe Alomițeanu, din luna octombrie, firmele care au maximum 3 angajați, o cifră de afaceri situată sub 100.000 de euro, precum și organizațiile non-profit ori asociațiile de proprietari vor depune la finanțe declarația 112 din 3 în 3 luni. Cei mici vor depune aceste declarații și vor plăti trimestrial, adică în prima lună a trimestrului următor pentru care declară, de cei vin numai în prima lună a trimestrului următor, până în 25, și cred că este un lucru foarte bun, pentru că nu vrem să determinăm contribuabil să vină foarte des la finanțe. Aproximativ 54% din totalul firmelor din România vor beneficia de această facilitate în sensul ușurării mecanismului birocratic în relația cu statul. Înseamnă economie de timp și bani din partea acestor firme în raporturile cu declarațiile pe care trebuie să le depună potrivit legii. Tot pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, executivul a decis să scutească de la plata penalităților de întârziere firmele care, până la sfârșitul anului, își achită datoriile pe care le au. Dar din stat precizarea că e vorba de datorii ale firmelor existente la data de 31 august 2011. Ca să fiu mai explicit, de exemplu, dacă o firmă astăzi are o datorie de 100 de lei, și este compusă din 70 de lei principalul plus dobânda și 30 de lei penalități, dacă această firmă până în 31 decembrie își plătește principalul plus dobânda, adică 70 de lei, este scutit de plata penalității de 30 de lei. Actele normative vor produce efectele scontate imediat ce vor fi publicate în Monitorul Oficial.